Bine ați venit! Te v-am găsit! Doamna profesor, Vivian este unul dintre studenții de 10 sau ia și el Sfântul 5 așa? Nu, este unul dintre cei mai buni, evident, că altfel nu l-aduceam aici cu mine. Bravo, Vivian! Mulțumesc! Deci tu știi, te pricepi. Vreau să învăț și eu să facem treaba asta, să pun legumele la murat, nu? La conservat pentru iarnă, ca să nu mai spună mama că n-am învățat nimic de la ea, că n-am fost atent, că doar mă duceam să mă joc. Da. Deci, haideți să facem cumva. Ce legume se conservă toamna? Noi venim de la toamna horticulă bucureșteană, eveniment pe care îl organizăm la Facultatea de Horticultură și am adus de acolo toate legumele pe care puteți să le conservați. Astea nu sunt din plastic, nu? Sunt adevărate, nu, că roșiile astea așa de bine arată. Astea nu că sunt roșii, astea sunt vinete. Astea sunt vinete. Vreau să vedeți un pic cum arată. Astea da. Sunt, nu cum adică sunt vinete? Da, sunt vinete, sunt vinete și sunt din colecția de la Buzău. De la Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău, ei au 590 de varietăți de vinete, pentru că și astea de aici sunt tot vinete. Dacă nu vreți. Păi și astea micuțe de aici, astea tot vinete. Și alea sunt tot vinete. Nu cred. Deci, câte vinete? Și acestea albe sunt tot vinete. 590, deci, dacă cam asta atâtea este o vânătă, avem. Da. 590 da. De soiuri de vinete? Da, exact. Incredibil, și asta este tot vânătă. Și asta aici, e o vânătă. Și asta e tot o vânătă. Este ceva ce nu știu dacă ați mai auzit. Eu în viața mea, eu am 36 de ani, n-am văzut în viața mea. Asta e o vânătă. Păi, da. Tocmai de aceea suntem noi la Facultatea de Horticultură, pentru că asta vrem să învățăm, că avem foarte multe soiuri pe la da. Toate speciile de legume. Vivian, câte soiuri de vinete avem? Greu de spus, nu am fost atent. Exact cum făceam și eu când mă scoteam la tablă. E greu de spus, doamna profesor. Da, întotdeauna da, cel mai bun răspuns e depinde. Glumește. Dar hai să nu ne oprim. Uitați aici, de exemplu, avem gulioare. Uitați-vă că avem gulioare de culoare verde și avem și gulioare de culoare mov. Deci, vedeți ce frumoase sunt. La tomate, clar, toată lumea știe că avem sortiment de tomate asta foarte diversificat. Gigant, așa, da? Da. Asta e ardei, sigur. Acesta ardei, dar la ardei, mâine, la ora 2, avem o degustare de ardei. Iar pentru această degustare de ardei, noi avem la această dată 70 de varietăți de ardei. Gras, gogoșar, lung, iute. Doamna profesor, eu mi-am gândit și facultate. De ce am făcut eu jurnalismul să-mi spune și mie când eu puteam să fac horticultura? Să știți că avem foarte mulți studenți care au făcut jurnalism și fac masterul de științe horticolo-ecologice, masterul de biodiversitate la Facultatea de Horticultură. Nu-i târziu. Bun. Noi vă așteptăm. Doamna profesor, hai să nu uităm de ce am venit și anume să învățăm să facem conservele pentru toamnă. Da, vreau să vă învăț doar câteva trucuri. Așa. Într-un bol cu apă punem, să zicem așa, cam o jumătate de lingură de sare. Eu nu vreau să facem stai, Viviane, te pică. Da. Nu vrem să facem niște murături cu foarte multă sare, da. Pentru că sarea știți că nu este bună, este unul dintre cei mai periculoși. După care așezăm în borcan castraveciorii. Deci ați pus o jumătate de lingură într-un bol cu exact, apă? Exact, în 2 litri de apă, o jumătate de lingură. Vă învăț după aia un truc bun ca să se păstreze, pentru că toată lumea este speriată de ideea că dacă nu pun sare, murăturile nu se păstrează. Noi avem niște variante fără prea multă sare. Contează sarea? Ce sare? Da, este obligatoriu ca sarea să fie din cea grunjoasă, deci nu este bună cea iodată, deci cea foarte fină. Cea fină nu este bună pentru murături. Ajunge așa, Vivian. Punem 2-3 căței de usturoi. Da. Punem niște mărar. Se poate pune mărar, de obicei, se pune și mărar uscat. Dar noi, de data aceasta, o să punem niște mărar proaspăt. De ce punem mărar? Mărarul păstrează foarte bine și să știți că dă un gust extraordinar de interesant, murăturilor. După care, secretul magic ca să se păstreze un vârf de inflorescență de busuioc. Un vârf de inflorescență la fiecare, de busuioc. Exact, la fiecare borcanel în parte, da. Turnăm apă cât încape. Apă fiartă, apă fiartă. Apă fiartă, pentru că sarea nu se dezolvă în apă rece. Uh-huh. Sare fiartă, să se acopere suficient borcanul. Închidem și aproximativ după
6-7 zile putem consuma din acești castraveți. Deja, asta e tot? Da, asta este tot și se păstrează foarte bine. Noi am venit deja cu unul... Asta e de 7 zile? Da, asta e de 7 zile deja și se... Noi am mai adăugat aici niște boabe de muștar și am mai pus eu niște rondele de ceapă, tocmai ca să dea un gust deosebit. Să știți că puteți face diverse combinații. Da. Aici se pot pune și rondele de morcovi. Pentru ce punem rondele de morcovi, Vivian? Pentru gust, în primul rând. Exact. 10. Poate... Măi, ați zis foarte bine, e foarte bun. Este excepțional, are răspuns pentru toate întrebările. Vivian, aș vrea să te întreb legat de faptul că am auzit și am mai mâncat, bineînțeles, noi toți, murături făcute în oțet. Care este diferența? Cum ar trebui să le facem? Da, greu. Mi-ai dat un subiect foarte greu. Nu sunt neapărat, bucătar. Așa că e... Dar tu cum preferi să le mănânci? În oțet? În oțet. Asta e foarte important. Sunt mai sănătoase cele în sare. Cele cu oțet sunt mai puțin tolerate de către cei care au probleme cu stomacul. Dar și aici putem găsi o variantă de mijloc. Nu punem doar oțet. Adăugăm jumătate din cantitate este oțet. Jumătate este apă. Da. Le amestecăm foarte bine și turnăm compoziția în acest borcan. Deci nu numai oțet simplu. Și mai punem sare acolo? Punem și la oțet. Punem și acolo deci un pic am pus de țar. Jumate apă, jumate oțet și niște sare. Și exact, eu la 3 litri de apă pun exact o jumătate de linguriță de sare, așa cum aveți acolo. Asta e bună și când faci baie. Cred că e sarea logică e bună, dar trebuie să fie o altă sare. De-aia când ies din baie am și eu degetele murate așa. Bureței. Aș vrea să vă întreb. Trebuie să alegem cumva borcanele pentru murături? Sunt niște borcane speciale? Nu neapărat, dar este bine să vă asigurați că borcanele sunt foarte bine spălate. Să nu aibă pe ele urme de la murăturile sau de la zacusca de anul trecut. Mi-ați adus aminte de zacusca. Vedeți că noi am venit aici și cu o zacusca. Este o zacusca specială. Este o zacusca făcută cu pește. Nu știu dacă ați auzit. Ok, sună bine. Da, este un filet de crap aici, în interior, la zacusca pe care o facem în mod obișnuit. Cu vinete, coapte, cu ardei copți, cu ceapă tăiată. O punem la fiert, iar în momentul în care este aproape fiartă, adăugăm și fileul tăiat foarte mărunțel, pus în compoziție și să fiarbă împreună cu și după aceea se sigilează cumva. Am văzut evident, că mama făcea chestia evident, asta. Evident, borcanele foarte bine sigilate, după care le mai punem un pic în cuptorul, încălzit, în așa fel încât ele să mai fiarbă un pic cu capacul închis. Aș vrea să terminăm totuși procesul acestor murături. Deci, bun, le-am pus așa. Ce le mai facem? După ce am închis, am înfiletat capacul? Deci, le puteți pune și pe acestea în cuptorul încins, în cuptor. Pentru a mai căpăta un pic de ermeticism. Da, exact. În 4-5 minute, dacă vreți să fie murate mai repede. Eu nu le mai fac. Eu sunt mai leneș un pic din fire. Le las așa, le pun în cămară și le consum. Să știți că busuiocul are marea proprietate, că de aceea am spus că vă spun un lucru. Să se sterilizeze foarte bine apa, că nu vreau să intru în polemică cu biserica, dar să știți că apa sfințită nu se strică, tocmai pentru că am intervenit cu busuiocul. Atât vreau să mai întreb, Vivian, au dată de expirare murăturile? Cred că au. Depinde. Normal ar trebui să reziste minim un an de zile, în funcție de agenții folosiți. În momentul în care folosim și usturoi și busuioc, cum a spus doamna profesor. Frumos, domnule, felicitări! Mulțumim! Din partea mea ai un 10, da, profesor, vă mulțumim frumos! Păi anul acesta o să facă legumicultură cu mine și trebuie să îi promit 10-le pe care le-ai promis. Horticulă. E bine, măcar un punct din oficiu să primească. Și vă așteptăm pe toți la Toamna Horticulă Bucureșteană. Evenimentul s-a deschis astăzi, se închide duminică și avem acolo borcane de murături pe care puteți să le achiziționați, ca să nu vă mai chinuiți să faceți. Ce frumos! Vă mulțumim mult pentru acest moment. Cu mare drag, vă așteptăm.